Bună tuturor! Am revenit cu partea a doua a videoclipului în care m-am simțit impulsionată să fac această etalare de 9 rune cu scopul de a spiona și noi partea adversă. Râs tu, harapalb, dar parcă n-ar fi râsul tău, pentru că adevărul este că pe întreaga planetă, la nivel planetar, de fapt mi se transmite că inclusiv pentru cei care rezonați cu astfel de concepte, unii nu rezonați, alții sau altele rezonați, dar pentru cei care rezonați cu aceste concepte, veți simți la ce mă refer și pentru ceilalți este ok, nu face o diferență faptul că nu rezonați cu aceste informații. Ele totuși există și acum fiecare alege informații acceptă în câmpul său și ce nu. Însă, pentru cei care rezonați cu astfel de idei, mi se transmite că inclusiv la nivel galactic, la nivel intergalactic, este o perioadă de tulburări, de conflicte, unele sunt puternice, altele mai puțin puternice, dar ele există. Este un fel de, să zicem, război spiritual. Energiile negative, distructive, câștigă mult teren. Nu câștigă, n-au câștigat războiul, dar câștigă mult teren, mult teren, atât la nivel planetar, la nivelul planetei noastre, cât și la nivelurile mai mari, mai îndepărtate. Câștigă mult teren. Energiile distructive. Și de aceea, de aici și o stare de turmoil. Este o neliniște, o stare de tulburări, de agitație, de furtună, de conflict între cele două, să le zicem, energii, tipuri de energie, energia pozitivă, constructivă și energia negativă, distructivă. Revenind la cele 9 rune ale noastre și la persoana care te spionează cu intenția de fapt de a ști chestii despre tine ca să știe cum să-ți facă rău, dar nu vrea să-ți facă rău că pur și simplu așa i s-a năzărit să-ți facă rău, ci pentru că te consideră sursa circumstanțelor
provocatoare din viața sa, la momentul acesta. Și consideră că dacă elimină sursa sau o dezactivează, îi dezactivează influența, puterea, așa, atunci se termină și cu, scapă și de circumstanțele provocatoare din viața sa. Na, dacă persoana aceea ar fi de față și ar dori, ar avea deschiderea, ar simți așa interior deschiderea să asculte mesajele ghizilor, ghizii doresc să-i transmită, să le transmită acelor persoane, că sunt mai multe, pentru că și voi sunteți mai mulți și mai multe, cele care sunte, cei și cele care sunteți afectate, vă simțiți afectați, afectate, de influența negativă, destructivă a acestor persoane. De aceea ați urmărit în întregime prima parte și acum urmăriți a doua parte și sunteți aici, conectați cu mine. Da? E, dacă ar fi să fie de față acele persoane destructive, ghizii ar dori să le transmită că, din păcate, vestea cea mai proastă nu este că nu e ok la ce soluție au recurs. Asta nu e cea mai proastă veste. Cea mai proastă veste este că, de fapt, chiar și dacă i-ar reuși planul și ar scoate sursa sau ar dezactiva influența, abilitățile sursei de a influența viața sa și circumstanțele vieții sale, sursei de, adică voi, da? Așa, chiar și dacă circumstanțele acelea provocatoare din viața acestei persoane nu s-ar ameliora. Nici n-ar dispărea, nici nu s-ar ameliora. Pentru că sursa, de fapt, asta transmit ghizii acelei persoane. Dacă întâmplător, printr-o minune, că minuni și miracole dumnezeiești divine se întâmplă în fiecare zi, în fiecare secundă chiar, peste tot în univers, nu doar pe planeta, pe planeta noastră, și peste tot. Sunt miracole peste tot și deci printr-un miracol poate că o persoană sau unele din acele persoane care au găsit că soluția cea mai bună pentru a-și rezolva provocările este ceva să scoată din peisaj influența și abilitatea de a influența viața sa a unei persoane, adică așa. De fapt, vestea cea mai proastă pentru ei sau ele este că nu aceasta este sursa provocărilor și circumstanțelor provocatoare din viața lor. Degeaba scot din peisaj sursa aceasta, pentru că dacă nu aceasta este sursa circumstanțelor, circumstanțele nu se vor schimba. Nu se vor ameliora, nici nu vor dispărea, ci dacă se vor schimba, se vor putea schimba doar într-un sens negativ, adică să devină și mai aiurea, și mai, să zicem pe românește, nașpa. Da? Pentru că sursa nu este cine... Nu este către cine au îndreptat toate aceste energii negative și inclusiv până la nivel de lucru cu entități malefice și contracte, pacte cu aceste entități malefice, adică
greu, greu de dus așa ceva, dar s-a recurs și la așa ceva. Dar din păcate, din înțelegerea greșită a unui lucru esențial. Din înțelegerea eronată a unde era de fapt problema, unde e de fapt problema, care este de fapt problema. Cum în matematică, dacă ai un enunț greșit al problemei, nu poți găsi rezultatul. Pentru că e greșit din start totul. Dacă ai o greșeală în enunțul problemei, nu îți va da rezultat. Și te vei întreba, de ce? Că aplic teorema, aplic... Cum de nu? Păi pentru că sunt greșite datele problemei. Și aici la fel. Sursa nu este cine... către cine au îndreptat entitățile și energiile malefice. Nu. Și o veste și mai dură este că, de fapt, sursa este însăși, deci sursa circumstanțelor provocatoare din viața sa, este, de fapt, însăși persoana care a ales să recurgă la astfel de soluții. E greu de dus, e greu de dus și cum spuneam și în videoclipul celălalt, voi celelalte persoane care sunteți de partea, da? Care n-aveți nicio, cum s-ar spune, nicio vină. De fapt, nu i-ați făcut nimic personal acestei persoane. Nu i-ați făcut rău, nu-i vreți rău, nu aveți nicio treabă, de fapt, cu persoana aceasta. Și nici cu viața. Deci, voi ăștia care sunteți de partea cealaltă, sunteți afectați fără a avea o vină, însă, așa cum am spus și în videoclipul anterior, putem avea compasiune pentru această ființă și cu atât mai mult acum. Cu atât mai mult acum, cunoscând informațiile despre această ființă, că de fapt a înțeles greșit care era problema. De fapt, a găsit o soluție la problema greșită. Și că, de fapt, problema este chiar... provocarea, sursa provocărilor este chiar acea persoană însăși. Și da, este greu. Este greu. Dar nu este imposibil. Pentru că întotdeauna poți să alegi. Dacă până acum ce ai făcut până acum n-a funcționat, poți să alegi poate să faci altceva în alt fel. Opțiunea o ai întotdeauna. Toți o avem. Nu ne ia nimeni. Nici măcar Dumnezeu, nici îngerașii nu intervin în deciziile noastre. Asta e liberul arbitru. Poți să alegi. Bun. Continuăm cu informațiile. Noi am cerut așa,
intenția cu această etalare era să aflăm ce știe, cât știe despre... Pentru că mesajul este că sunteți, ești spionat și sunt îndreptate energii negative spre tine de către această persoană care te spionează cu intenția de a ști despre tine ca să știe cum să te elimine din peisajul vieții sale. Deoarece consideră că tu ești problema, tu ești sursa provocărilor din viața sa. Și vreau să știm ce știe, ce vrea să afle, cât știe, ce intenții are, de ce face toate aceste lucruri. Și am aflat că a recurs incursiv și la vrăji. Și este vorba de o vrajă aici. Scopul mare este schimbarea destinului tău. Și am rămas la aceste, le mai avem pe acestea cinci de vorbit, de discutat, de comentat. Și acestea două mi se transmite că sunt ce reprezintă ceea ce știe deja. A aflat cumva, prin ce metode a folosit, diverse metode, diverse persoane, diverse metode. De la un caz la altul pot să fi fost metode diferite, dar ca idee a căutat să afle și a aflat informațiile acestea. Le știi despre tine. Aici este, dacă observați, sunt așezate așa într-o cruce, da? Sau poate s-au mai mișcat ele, dar e ca idee cam o cruce. Informațiile astea, ceva din ele știe, dar nu știe chiar tot. Bănuiește poate, dar așa. Deci aici nu prea știe, e cam ce nu prea știe și vrea să afle. Mai continuă să mai sape, să mai spioneze, să mai caute cumva să afle. Că, de ce, vrea să le folosească pentru a pune cruce probleme din viața sa. Pentru a scăpa de problemă, da? Literalmente. Acestea sunt cu fața în jos și mi se transmite că în unele cazuri știi aceste informații despre tine și coincid și cu ce a pus aici ca intenție, a săpat acolo și a pus ca intenție să te afecteze, dar n-a mers și știe că n-a mers, sau în alte situații, pentru alte persoane dintre voi, le știe, dar nu o ajută foarte mult. Nu e ceva ce... A aflat aceste informații și o ajută pe persoana respectivă, dar nu foarte mult. Pentru a obține punctul culminant, da? Ok, ce știe? Hai să vedem ce știe. So Willow, da? Știe efectiv cine este soarele tău, adică ce îți dorești tu cel mai mult, sau pe cine îți dorești tu cel mai mult în viața ta.
ești foarte atras sau atrasă de acea persoană și ți-ai dori o relație, mi se spune, adevărată cu acea persoană. Și adevărată înseamnă pentru fiecare dintre voi exact ce înseamnă pentru voi. Aia înseamnă. Ce simțiți voi că înseamnă? Relația adevărată, așa mi se transmite. Știe aceste informații. Știe. Și mi se transmite pentru acele persoane care, de fapt, mi se spune că pentru toate, pentru toate acelea lucruri. Deci și atât pentru persoanele pentru care soarele vostru este o persoană, așa, cât și pentru persoane pentru care soarele vostru este acea dorință, acel ideal pe care, spre care lucrați, vă străduiți să ajungeți, să-l împliniți în viața voastră, o dorință importantă, un succes mare, o realizare mare, dar pentru toți, coincide. Acest soare coincide, același lucru își dorește și ființa care este provocată, da? Se simte provocată. Același lucru. Aceeași persoană și-o dorește, dacă e vorba de o persoană, în cazul vostru, și-o dorește și își dorește același lucru cu persoana aceea, relația adevărată, ce înțelege ea sau el însuși prin relația adevărată cu persoana aceea. Iar dacă e vorba de un ideal, o realizare, o importantă și așa, ala este același ideal. Și cumva provocarea este că dacă îl aveți voi, acest ideal sau acest soare, nu-l mai are ea sau el. Despre cine vorbim aici? Cine e persoana aceasta? Poate fi energie masculină, feminină, nu contează. Cum simțiți fiecare. Ok. Și deci era cu sus în jos, n-a prea, deci dacă a făcut vraja pentru a vă lua soarele, n-a prea funcționat, nu v-a luat soarele. L-a luat, dar nu l-a luat, că... Da? Succesul, creșterea, realizarea aceea, voi tot o să o realizați. Persoana, dacă e vorba de o persoană, din păcate, chiar ori veți fi cu persoana respectivă, până la urmă totuși veți fi cu persoana respectivă și veți avea relația pe care vă doriți, ori chiar și dacă nu veți ajunge să fiți cu persoana respectivă, persoana aceasta care pentru cine a făcut nebunia aceasta, ca să o aibă doar pentru ea cum ar veni, tot nu va fi, nu va fi. Din păcate, pentru că problema, cum au pus problema, este greșit. De aici începe totul. De aici începe toată, cum să spun, toată chestia asta pe care a făcut-o este un castel de cărți de joc. Un castel care nu are nicio șansă să stea în picioare. Nicio șansă să stea în picioare. Tocmai pentru că baza e greșită, de la bază e greșit. Problema e pusă greșit. Ok. Următoarea informație pe care o știe despre voi este legată de norocul și protecția. Norocul și protecția ta. Știe în ce constă norocul tău și cine te protejează, dar n-a ajutat-o. Și dacă și-a dorit să-ți ia norocul, să-ți dispară norocul
și să nu mai fii protejată? N-a ieșit. N-a ieșit. E curios, da? În continuare ai avut noroc și ai. Și ai fost protejat. Aici, în această cruce, ce nu știe sau are mai puține informații, pe unele le bănuiește așa, unele știe ceva, dar nu știe tot, ar vrea să știe mai multe. Deci asta e ce ar vrea să știe. Încă ar vrea să știe. Și în același timp și ce vrea să reușească să dărâme la tine. Ok? Pasiune, creativitate, ceea ce ți luminează ție drum. Nu știe sau nu poate controla, simte că nu poate controla și ar vrea să știe cum ar putea să controleze, să ți impacteze creativitatea, să-ți elimine pasiunea, să nu mai ai pasiunea pe care o ai, să nu mai simți pentru ceea ce simți pasiune. Este și ceea ce încă nu știe foarte bine cum să facă sau care-i sursa creației tale și așa mai departe, creativității tale și a pasiunii tale. Și ce vrea să, la ce vrea să pună capăt în ceea ce te privește. Ok? Pentru că, de ce? Pentru că simte că punând capăt la toate lucrurile astea în ceea ce te privește, îi se îmbunătățesc ei sau lui personajului respectiv circumstanțele vieții. Dar din păcate, repet, nu se vor îmbunătăți. Asta e nu ce spun eu, ce îmi transmit ființele de lumină cu care lucrăm. Următoarea aceasta este Ingwaz. Nu știu dacă se vede, așa. Și este ține de fertilitate, e în jos. Iarăși aici chiar nu știe. Nu știe cum să-ți influențeze asta și nici n-a reușit. A încercat, dar n-a reușit. Cum să-ți influențeze fertilitatea, sexualitatea, energia potențială. Și să știe și mai multe despre linia ta genealogică, ancestorii tăi, strămoșii tăi. Vrea să știe mai multe, că simte că ar ajuta sau l-ar ajuta aceste informații. Aceasta, după cum o vedeți, e cea care e unică. Nu, nicio alta nu este, nu arată așa. E o pietricică asta. Ok? Frumos rulată, șlefuită, dar e o pietricică obișnuită. Și nu are niciun simbol pe ea. În toate pachetele cu rune, sunt 24 de rune, 24 de simboluri și una fără nimic. Goală. Unii o folosesc, alții nu o folosesc deloc. Eu de la început am decis că o voi folosi, clar. Și ea reprezintă, poate reprezenta, e ca un fel de joker, ok? În cărțile de joc. Poate poți să-i dai simbolistica pe care simți tu,
că o are, că o... Așa. Dar ca idee, reprezintă ceva ce nu se știe sau nu se poate ști, nu este momentul, nu este potrivit să știi, sau pur și simplu este ceva ascuns, secret. Ei bine, aceasta a picat între cele patru de top, vârful, da? Și este, ar dori să știe mult mai multe secrete. Are senzația că sunt multe lucruri pe care nu le știe despre tine și ar ajuta așa de mult pe persoana asta să le știe. Dar sunt ascunse. Nu ajunge la ele. Și nici nu ajunge și nici nu poate să găsească modalități de a ajunge la ele. Nu le știe, nu, e un mare secret. Ești un mare secret și ar vrea să elimine și asta. Aceste secrete, să le poată scoate secretele tale, da? Cele mai secrete, cele mai periculoase așa pentru tine, să le știe ca să le scoată la iveală, să nu mai fie secrete și cu asta să te scoată din peisaj. Ei bine, nu le poate ajunge la ele, nu le știe. Aici este ce nu știe. Ok? Și cu asta, dragii mei și dragele mele, simt să închei aici 32, uite 11. Eu mă chinuiam să văd câte minute sunt și am văzut foarte clar secundele. N-am ochelari și foarte greu văd cifrele mici de acolo, dar l-am văzut pe 11. Îngerașii sunt cu noi. Au confirmat că informațiile sunt cele pe care era nevoie, aveați nevoie de ele, este util pentru voi să le știți. E potrivit, este ok. Și acestea sunt informațiile de care aveați nevoie, de care, nu știu, care era potrivit să le știți voi acum, în acest moment din viața voastră. Și să decideți voi ce faceți cu aceste informații. Recomandarea mea este să le folosiți în modul sau în modurile cele mai benefice pentru voi și pentru este o frază din Silva, da? Am făcut cursul Metoda Silva, spre binele superior al tuturor celor implicați. Vă reamintesc că, poate nu știați, poate ați uitat, că toți cei implicați în această sintagmă, tot cei implicați, este implicată, este inclusă și persoana despre care am făcut citirea, pe care am spionat-o și noi, că noi suntem spionați, da? Voi. Dar am spionat și noi, da? Și persoana pe care am spionat-o este și ea sau el, mă rog, implicată, este printre cei, toți cei implicați. Vă reamintesc acest lucru, e important. Și o regulă a Universului este lucrez să-mi îmbunătățesc viața spre binele superior al meu, dar și al tuturor celor implicați, nu călcând, cum se spune, pe cadavre. Să-mi fac mie bine, să-mi îmbunătățesc eu viața, nepăsându-mi, trecând peste valorile, drepturile, principiile altor persoane.
și peste dreptul lor divin. Toți am venit aici cu un scop și oricât de greu de crezut ar putea părea, acest scop cu care a venit fiecare aici este unul înalt. Inclusiv această persoană, aceste persoane au venit aici cu un scop înalt. Așadar, cu aceste informații vă las să luați propriile decizii. Vi s-au dat sfaturi ce puteți să faceți în continuare. Și mi se spune acum că înainte de a închide, să, uite, o să ridic puțin camera ca să ne vedem mai bine, să nu mai stau cocoșată așa. Mi se spune să facem o curățare, un ritual din acesta, dacă vreți, de curățare spirituală, o baie spirituală, cum mai este numit așa în termeni ezoterici, de curățare, de purificare a câmpului energetic și haide să luăm energia aceasta de aici. Mulțumim pentru toate informațiile oferite și vrem ca aceste informații să fie primite spre binele superior al tuturor celor implicați. Și chiar așa și este. Okay, luăm aceste energii. Perfect. Și așa cu tabula rasa, tabla curată, da? Vom face un scurt ritual de curățare energetică a câmpului nostru energetic. Și puteți să includeți, mi se transmite și familia voastră, cei foarte apropiați vouă pe care doriți să-i includeți în această purificare a câmpului. Și casa voastră, locul unde locuiți sau ce e important pentru voi, mașina personală, le băgăm pe toate acolo, da? Ce simțiți să băgați să fie purificat, puneți acolo și apoi, după această purificare, vă voi ghida să creați un câmp energetic protector care să acționeze ca un scut de protecție împotriva, mă rog, împotriva, da, protecție împotriva oricăror energii, entități negative care ar fi trimise sau ar veni ele de la ele așa spre câmpul vostru, să nu aibă acces. Ok? Închidem ochii, inspirăm adânc și expirăm lent și complet de 3 ori. Relaxează-te. Relaxează-ți ploapele. Relaxează-ți obrajii, maxilarele. Relaxează-ți gâtul. Relaxează-ți umerii, spatele.
simte cât de relaxat sau relaxată ești. Relaxează-ți brațele și mâinile. Relaxează-ți partea superioară a toracelui. Relaxează-ți abdomenul, zona abdomenului. Relaxează-ți coapsele. Relaxează-ți picioarele, genunchii, gambele. Tălpile și degetele de la picioare. Simte cât de relaxat sau relaxată ești. Este o stare minunată, o stare foarte benefică de a fi. În această stare benefică, sănătoasă de a fi, creează cu imaginația ta o lumină albă, strălucitoare. Această lumină albă are puterea de a purifica tot ceea ce atinge sau învăluie. Așadar, imaginează-ți cum tu, întregul tău corp, întreaga ta ființă, întregul tău câmp energetic este învăluit de jur împrejur de această lumină albă, purificatoare. Vindecătoare. Fă această lumină albă să crească, se extinde mai departe de câmpul tău, inclusând și câmpul energetic și corpul fizic al persoanelor tale dragi, apropiate ție, pe care dorești să le incluzi în această lumină albă, purificatoare, vindecătoare, atât de benefică. De asemenea, imaginează-ți cum întreaga ta locuință, poate acolo unde mergi la muncă, biroul tău, locul unde lucrezi, unde muncești, unde îți petreci mult timp. Poate mașina personală sau alte vehicule pe care le folosești. Includele pe toate, învăluie-le în această lumină albă, care purifică, care vindecă. Și care hrănește benefic
tot ce este cuprins de ea. Minunat! Acum amintește-ți cum arată, sau dacă nu știi cum arată, imaginează-ți-l doar, un cristal de turmalină neagră. Este un cristal negru, dens. Este și mat, este și strălucitor puțin, în același timp. Imaginează-ți că de jur împrejur câmpului creat de tine, învăluit în lumina aceasta albă purificatoare, de jur împrejurul întregului acestui câmp, învăluit în lumina albă, plasezi bucățele de diferite dimensiuni, cum vrei tu să le faci, cum simți tu să le faci, cum simți tu să fie, poate mai mari, poate mai mici. Plasezi aceste bucăți de cristal de turmalină neagră de jur împrejurul câmpului. Continuă să plasezi cu imaginația ta bucăți de cristal de turmalină neagră. Continuă să plasezi de jur împrejurul câmpului până când ai ajuns acum la primul cristal pe care l-ai plasat. Și plasează-l acum pe ultimul, chiar lângă primul, pentru a închide acest cerc. Un cerc energetic, un câmp de forță protectoare, deosebit de puternic, te protejează acum și mereu pe tine, pe toți cei dragi ție, casa ta și tot ce ai mai introdus tu în câmpul de lumină albă purificatoare, te protejează de orice influență, orice energie sau entitate negativă, de orice fel, formă sau dimensiune, din orice timp, din orice loc. Și chiar așa și este. Inspiră o dată adânc și expiră lent și complet. Mișcă-ți puțin mâinile, degetele, mișcă-ți puțin degetele de la picioare, îndreaptă-ți ușor spatele, umerii. Revii acum cu întreaga conștiință în corpul tău fizic. Voi număra de la 1 la 3. La numărul 3 vei deschide ochii și te vei simți minunat, în siguranță, complet protejat de orice este sau ar putea fi negativ pentru tine.
1, 2, 3. Deschide ochii și te simți minunat, acordă-mi un zâmbet și un like. Dacă nu te-ai abonat încă, abonează-te pentru a fi notificat sau ați apărea acolo în recomandări alte videoclipuri interesante de la mine. Și în această energie purificată și complet protejată, vă îmbrățișez cu mult, mult drag pe toți și toate și vă doresc numai bine!